Doamne ajută biscădincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumul Spirituale, la început de postul mare. Cu cine? Cu Părintele Ioan, Părintele Iustin Petre, Părintele Arsenie Papa Ciordan, a fost duhovnicul dinaintea Sfinției Sale și probabil că de asta s-a făcut așa sinapsă în mintea mea. Iertare, mă înțelegeți? Sunt convins. Bine, ne-am întâlnit în primul rând la acest început de post. Înainte să intrăm în subiect, tare aș vrea așa un cuvânt, un sfat de început de post pentru fiii duhovnicești ai Sfinției voastre și pentru creștinii care urmăresc emisiunea. Așa, ce vă vine la inimă? De asta nu l-am pregătit de dinainte. Nu i-am spus, părinte, o să vă întreb asta. Vreau să vin așa de la inimă pentru O inimă. să fie poate un cuvânt atipic. Am rămas surprins să văd că în ultima perioadă e la modă și în societatea românească, bineînțeles, moda aceasta este de inspirație occidentală sau americană, occidentală să-i spunem așa, detoxifierele. Se fac cel puțin oamenii care se respectă, oamenii care au bani, fac două detoxifieri de cel puțin o săptămână pe an. O detoxifiere primăvara și una toamna. S-au deschis clinici în sensul acesta. Problema este că o astfel de detoxifiere costă destul de mult. Am un prieten care a fost săptămâna trecută la un astfel de centru Să țină post în săptămâna brânzei. de detoxifiere undeva în Brașov și l-am întrebat și eu informativ cam cât l-a costat cazarea plus serviciile pe Meniu și care le așa. oferă clinica respectivă și a zis că undeva la 1000-1500 de euro pentru 6 zile. E bine, iată că Sfinții Părinți de acum 1000 și ceva de ani ne-au pus această rânduială ca la începutul primăverii, prima săptămână din postul mare și ultima săptămână din postul mare pe care o numim săptămâna mare sau săptămâna patimilor, orice creștin care se respectă mai cu pretenții să postească, acesta este cuvântul lor, mai aspru, Zicem noi. cu pâine sau cu apă sau cu lichide, în sfârșit să elimine uleiul, dar scopul, rostul acestui post, de la începutul postului mare și de la sfârșitul postului mare, nu este nici de cum o nevoință neapărat ascetică, un fel de sadomasochism tipic ortodox. Nu se poate încadra în această logică a detoxifierii, care acum este, după cum a spus, la modă și care curăță trupul de surplusuri, astfel încât el să fie pregătit ca să urmeze sufletul în această ascensiune a învierii. Duhovnicească spre înviere, da. Vedeți, ori lucrurile acestea noi le avem în ortodoxie, dar din păcate nu știm să le apreciem. Din păcate le considerăm atât de vechi încât nu le mai practicăm și vin influențe occidentale care ne trezesc, Și ne spun, dar pe băi, bani începeți voi foarte din mulți. vechi. Da, dacă ne trezim, bine, dacă nu, stăm să le facem voia și să le plătim informația pe care noi o avem. Sfântul Ioan Casian, în ceea ce privește postul mare, vorbește despre o zeciuială pe care creștinul trebuie să o dea lui Dumnezeu. O Dacă jertfă. zilele unui an sunt 365 de zile, 36 de zile din acestea trebuie să le Măcar, da? jertfească lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Acestea sunt zilele postului mare. În vechime, postul dura doar 6 săptămâni. Săptămâni, da. 7 ori 6, 42. 42 de zile, dar duminica era o zi de relaxare. Deci se postea mai aspru de luni până sâmbătă inclusiv. Duminica fiind Și avem 6 duminici, da? Dacă postul era de 6 săptămâni, 42 minus 6 este exact 36. 36 de zile. Acum postul ține 7 săptămâni, dar sunt 2 zile de relaxare Sâmbătă duhovnicească, și sâmbătă duminica. și duminică. Da. Da? Și avem 7 ori 7, 49 de zile. Dacă scade în 14 zile, sunt 35 de zile.
Dar este ultima sâmbătă din săptămâna patimilor în care se postește foarte aspru. Și dacă adăugăm și această sâmbătă, sunt exact 36 de zile. Iată-l pe Sfântul Ioan Casian, care explică în logica zeciuielii, care din păcate în zilele noastre nu se mai practică, nu am ieșit din... Dar la vremea respectivă, oameni creștini încă mai gândeau în această logică a zeciuielii. Și că el explică că un creștin care se respectă trebuie să ofere lui Dumnezeu aceste zile de post din și rugăciune care da. Din cele zilele pe care da. Zilele unui an. Da. Acesta a fost cuvântul de început. Așadar, suntem invitați să dăm firească zeciuială de mulțumire lui Dumnezeu, care ne folosește tot nouă, de fapt. Până la urmă, nu? Și detoxifierea, care nu e un scop, e o consecință, dar și exercițiul lucrușului celui duhovnicesc, care, să zicem, e mai important și fuga de toate celelalte rele în minte și în suflet. Lucruri care pot să ducă, iată, la subiectul de astăzi, demonizare. Demonizarea trupească și cea duhovnicească, subiect pe care vedem că îl avea în minte, în preocupări, Sfântul Ioan Casian și pe care l-a supus, iată, Părintelui Serenus. Aici a ajuns, desem, nu? Da. La discuția aceasta. Bun. De ce trupească și duhovnicească? Pentru că, spune Părintele Serenus, demonizarea trupească este evidentă. Când demonul pune stăpânire pe trup, trupul începe să se manifeste într-un mod... violent, discontinu, grotesc, să spun, violent, agresiv, se trântește pe jos. Fiecare dintre noi am avut experiența să vizualizăm astfel de situații, de cazuri, da. Și știm cum se manifestă un demonizat. Știm cu toții că acel om este demonizat, este posedat de demon, cum se spune. Dar în ceea ce privește demonizarea duhovnicească, aceasta este mai subtilă. Ea atacă părțile nevăzute ale omului, și anume îi atacă mintea, simțurile, poftele, gândurile, dorințele, vedeți? Și de multe ori această formă de demonizare, pentru că este ascunsă, nu este vizibilă, de multe ori aceștia care suferă de această demonizare, ei nici măcar nu și-au dat și nu-și dau seama că sunt stăpâniți de demoni. Și ei nici arătând, nici altul nu-și dă seama decât poate duhovnicul eventual, dacă au duhovnic. În sensul acesta, Părintele Serenus face o deosebire între demonizarea trupească și demonizarea sufletească sau duhovnicească. Când vorbim despre demonizare duhovnicească, vorbim despre patim și tot apanajul care este legat de gândirea aceasta a Sfinților Părinți în ceea ce privește patimile din om. Ce patimă în sine e o demonizare sufletească, duhovnicească. Mai mult sau mai puțin grav sau mai mult sau mai puțin funcție ușoară. De apogeul la care s-a ajuns sau debutul ei. Da. Orice influență demonică pe care omul o acceptă este deja o formă ușoară sau mai puțin ușoară de demonizare, vom vedea pe parcursul emisiunii de astăzi. Dar să începem cu demonizarea trupească. În ceea ce privește modalitatea în care omul ajunge să fie sub stăpânirea demonului, Părintele Serenus de la început spune că este sigur că duhurile necurate pot pătrunde în trupurile celor pe care urmează să-i stăpânească, abia după ce au pus stăpânire pe gândurile și pe preocupările lor. Fără ca asta să fie o demonizare duhovnicească. Au pus stăpânire pe gânduri, dar aceasta nu este o demonizare duhovnicească. Doar au pus stăpânire pe gânduri ca astfel să controleze trupul, nu? E începutul ambelor forme de demonizare. De demonizare. Asta este, așa și începe cuvântul, demonii nu pot face nimic împotriva oamenilor dacă nu le-au luat mai întâi mințile. Vedeți? Și în formele, vom vedea, demonizării trupești, sunt mici momente în care oamenii pierd legătura cu Dumnezeu. Să zicem, pierd legătura cu...
pierd protecția divină sau însuși Dumnezeu hotărăște pentru anumite greșeli harului, mici pe care ei le-au făcut să ridice harul și să permită această demonizare trupească temporală sau de, în unele cazuri chiar pe durata întregii vieți. Da. Așadar, eu propun să începem să discutăm despre demonizarea trupească, așa cum o explică Părintele Serenus în dialogul cu Părintele Casian, cu Sfântul Ioan Casian. Este important să știm, spune Părintele Serenus, că au fost dați de către Dumnezeu puterii demonice și unii bărbați sfinți. Este interesantă această afirmație pentru greșeli ușoare. Cu alte cuvinte, fenomenul de demonizare nu este dedicat, ca să spun așa, marilor păcătoși. Păcătoși, masei de păcătoși din biserică, nu. Ai văzut unul care este demonizat, gata, i-ai pus eticheta, pecetea, ăsta sigur e un păcătos, a făcut nenorocit, ticăloșică, altfel n-ar fi îngăduit Dumnezeu ca demonul să pună stăpânire pe el. O gândire limitată și chiar care afectează, poate. Părintele Serenus vine și face această afirmație din capul locului și vom vedea de ce. Pentru că el încearcă să-i apere pe acești oameni chinuiți de demoni, de această gândire greșită, care critică, judecă, ajunge să... Se afectează pe ei cei care judecă așa și afectează și pe ceilalți în recuperarea lor. Și vom vedea ce fel de, ce mod de gândire umanist, plin de, mai bine zis, creștin, profund creștin, are Părintele Serenus în ceea ce privește aceste forme de boli, trupești sau duhovnicești, și anume posesiunea demonică. Motivul, spune Părintele Serenus, pentru care Dumnezeu lasă ca oamenii, chiar oamenii sfinți să fie, să trăiască un episod de demonizare vremelnic sau mai îndelungat, este pentru că bunul Dumnezeu nu rabdă să se găsească în acești oameni sfinți nici cea mai mică necurăție în ziua judecății de apoi. Și atunci... Îmi place aurul ăsta, dar îl vreau curat. Perfect curat. Îl vreau lustruit, îl vreau lucios, nu vreau cu... De aceea, în bunătatea sa, îi curățește în prezent de toată murdăria. În prezent, nu neapărat acum, cât în timpul... În timpul vieții lor. Da. Adică în timpul vieții acesteia, prezentul vieții acesteia. Pentru că în foc se lămurește aurul. Nu ne aducem aminte de ce zice Iisus Sirah în Vechiul Testament. Iar oamenii cei plăcuți Domnului, atenție, nu cei ticăloși, nemerniciți, ci oamenii plăcuți Domnului, sunt lămuriți în cuptorul smereniei. De altfel și Sfântul Apostol Pavel preia această idee și spune că Dumnezeu pe cel pe care îl iubește îl ceartă. Deci nu îl lasă trai pe vătrai o viață frumoasă și plină de roze, de trandafiri. Demonizarea trupească este o formă, în această accepțiune, este o formă de smerenie. Vedeți? Dezmerire. Da. La care au fost supuși unii oameni sfinți ca să-și curețe sufletele ca aurul în topitoare. Aceasta este ideea. Și ne aducem aminte, bineînțeles, de dreptul Iov pe care l-am menționat de atâtea ori în emisiunile noastre. Da, este de exemplu. E un exemplu de luat în seamă în multe. Un om întru toate drept și cu toate acestea Dumnezeu îngăduie ca demonul să se atingă de toate alea lui, mai puțin acum de sufletul său. Acum mă gândesc la un lucru. Pentru marea masă a creștinilor, Iov a rămas model de răbdare în suferință. Este clar. Model de dreptate și de curăție a minții și a inimii înaintea lui Dumnezeu. Dar acum, în contextul discuției de astăzi, mă gândesc că situația lui Iov nu poate să fie altceva decât un model la care, gândindu-ne, atunci când întâlnim oameni demonizați, stăm puțin și ne gândim, stai puțin, ne fuge mintea că sunt demonizați pentru păcate făcute sau pentru că ar fi un aur cu mult mai de preț înaintea lui Dumnezeu decât mine și doar pentru o mică zbârcitură îl lămurește în aurul de foc și atunci s-ar putea, gândindu-mă la Iov ca un mare om sfânt și drept și iată pătimind atâta, să am cu totul altă stare atunci când văd un,
Dumnezeu a îngăduit ca Iov să fie ispitit de demon, pentru că demonul a pus problema calității credinței lui. A spus, el crede în tine și te cinstește pentru că e dat de toate. Stai să vezi că nu mai are. Prin urmare, în cazul Iov, atacul demonic este îngăduit de Dumnezeu ca să probeze și în fața demonului, deci în fața tuturor și în fața oamenilor, în fața cerului și a pământului, credința acestui drept. Că cerul știa, drept. Dar în primul rând noi. Ca să dar ce mai trebuie precizat este faptul că în cazul Iov, demonizarea trupească nu s-a manifestat în forme de criză demonică. Da? El nu s-a tăvălit boală. Pe jos, pur și simplu a fost o boală. Dar o boală a cărei cauză a fost atacul demonic sau influența demonică, lucrarea demonică. De unde tragem concluzia că ne putem îmbolnăvi în urma unor influențe demonice. De altfel știm că vrăjitoarele care fac și desfac și dreg și ce mai fac ele acolo cu puterile întunericului au și această abilitate, să spunem, această știință de a induce chiar boală de moarte subiectului pe care îl iau un colimator. Mi-aduc aminte, m-ați provocat cu ce ați spus. Dacă, mă rog, o să vă reproduc din memorie că Părintele Paisie și Marii Inițiații ai Indiei, dacă nu mă înșel, așa se numește lucrarea, și autorul povestește la începutul cărții cum că accesase astfel de servicii și auzise despre astfel de de vrăjitori care erau puși să vindece. Dar mai întâi, până să se apuce să vindece pe cutare de boală, se interesa de situația aceluia și cerea sfat demonului. El, ca vrăjitor, tămăduitor, cu ghilimele de rigoare, se sfătuia cu demonul pe care, mă rog, îl avea în slujire. Pot să-l vindec pe acela sau nu? Demonul, știind că el a produs acea problemă de sănătate a subiectului, încuvința, da, pot să-l vindeci, că eu l-am îmbolnăvit, eu îl tămăduiesc. Dacă era o boală trupească negenerată de intervenție demonică, îi spunea vrăjitorului nu. Și vrăjitorul spunea nu, pe ăla nu-l vindec. Pe ăla. Era selectiv după cum demonul îl îmbolnăvise și atunci, da, pentru dobândiri de titluri de tămăduitor, îi dădea acestuia. Acum foarte frumos este faptul că mai departe Părintele Serenus vine cu două exemple dintre contemporanii care viețuiau împreună cu el în același post. În virtute viețuiau, da. În virtute, viață sfântă, curată. Monahală, curată. În același pustiu este vorba despre Părintele Paul și Părintele Moise. Să vedeți, deci două cazuri diferite, dar extrem de grăitoare. Părintele Paul spune Ava Serenus că trăia în pustie într-o atât de mare curăție a sufletului, încât se ferea să vadă chip femeiesc. Asta era una din lucrările lui ca să nu-și întineze inima, să zicem, de gânduri. O măsură de curățenie, de... Dar într-o zi, absolut întâmplător, se ducea prin pustiu la chilia unui bătrân împreună cu părintele Arhebius, când din întâmplare o femeie i-a ieșit în cale. Deci ceva absolut întâmplător. Când a văzut-o, uitând de scopul pe care și-l-a propus, a luat-o la fugă înapoi spre mănăstirea sa, alergând atât de repede, de parcă i-ar fi ieșit în cale un balaur sau un leu. Deci vă dați seama cât de tare s-a îngrozit și s-a speriat și cât de tare că a văzut până la urmă o făptură a lui Dumnezeu. Până la urmă, da. Pentru această exagerare a lui, spune Părintele Serenus, pentru că din exces de zel, crezând că trebuie să disprețuiască și chipul oricărei femei, nu doar apropierea vinovată de acestea, bunul Dumnezeu l-a dat satanei ca prin umilință să-și
curețe sufletul de exagerarea lui. Cum, și... părinte? Păi era o măsură de igienă lăuntrică aceasta. Am zice, dacă am auzit despre cutare pusnic, că nu primește femei să vină să-ți ceară sfat sau nu știu ce, părinte, ai avea impresia că ăla e un om sfânt numai pentru faptul că are această, de acum înțelegem noi, de fapt, exagerare. Păi lucrurile sunt foarte clare. Dumnezeu le-a făcut pe toate bune foarte și între toate făpturile pe care le-a făcut Dumnezeu este și bărbatul și femeia. Ori Dumnezeu se raportează în mod egal la cele două făpturi, oricât de diferite le-am considera, bărbatul și femeia, el le iubește deopotrivă și se zmintește, ca să spun așa, și suferă în... Dezmintirea omului care nu prețuiește. Când cineva disprețuiește femeia din orice fel, din oricare motiv, chiar și atunci când este vorba de motive de igienă duhovnicească, când e vorba de aspirații de sfințenie. Și iată, pe loc spune, în momentul în care vrea să scape de chipul acelei femei și fugea de parcă ar fi văzut un leu sau un balaur, pe loc Dumnezeu l-a lăsat Satanei și a fost lovit de paralizie din cap până în picioare. Nu mai putea să-și miște decât ochii în cap, nici măcar limba nu putea să mai miște, nu putea să vorbească și să comunice. De ce a făcut lucrul acesta bunul Dumnezeu? Explică. Pentru că... Se lămurește în ce s-a întâmplat de fapt. Da. Pentru că, iată, ca să fie îngrijit în situația în care a ajuns, a fost necesar să fie dus într-o mănăstire de maici, deci a fost și predat pe mâna unor femei, pe care el le-a, într-o formă sau alta, le-a disprețuit toată viața și a trebuit să fie îngrijit de aceste femei care îl spălau din cap până în picioare. Îl ungeau cu ulei, pentru că știm că un om paralizat care stă 24 din 24 de ore la pat face acele escare, acele răni pe piele și permanent trebuie să fie îngrijit, acele rând trebuie să fie unse pentru că există riscul să se infecteze. Și iată cum marele nostru sfânt, care disprețuia femeia, a ajuns ca ultimii 4 ani din viața lui să fie spălat, șters la fund, cum se zice, îngrijit, hrănit de femeile pe care el le-a disprețuit în ghilimele. Nu cred că le disprețuia în sensul și s-a dobândit accepțiunea acestui termen din zilele noastre. Era o măsură suplimentară de protecție duhovnicească. A zis mai devreme că Dumnezeu îngăduie aceste lucruri pentru că nu suportă să fie ceva în plăcuții lui. S-a curățit, a ajuns, avem certificarea faptului că el s-a curățit. Pentru virtuțile sale și zelul său, spune mai departe Părintele Serenus, zelul său pentru desăvârșire, bunul Dumnezeu a rânduit ca uleiul cu care aceste maici ungeau rănile ca să nu se infecteze, să dobândească însușirea minunată de a vindeca pe bolnavii care erau unși cu el, indiferent de boala de care aceștia era sufereau. Una de piele, era, nu contează. Indiferent. Momentul în care uleiul acela intra în contact cu oricare bolnav din vremea respectivă, se vindeca pe loc, ceea ce arăta măsura sfințeniei la care a ajuns omul acesta și faptul că această formă de demonizare trupească a îngăduit-o Dumnezeu tocmai ca alesul lui să intre în împărăția cerului curat de orice deci zgură. S-a certificat că a fost spre folosul lui Paul, părintelui Paul, această demonizare. Adică aurul s-a lămurit ca fiind aur cu adevărat. Și avem și exemplul părintelui Moise. Al doilea exemplu, da. Acesta dintr-un motiv pe care noi l-am considerat absolut banal, să zicem. O mică ceartă cu părintele Macarie, moment în care în această dispută, să zicem așa, a scăpat un cuvânt de insultă la adresa părintelui Macarie. În aceeași secundă, Dumnezeu l-a lăsat în mâna demonului și a fost de
asuprit, posedat de un demon atât de crud, spune părintele Serenus, încât a ajuns să-și mănânce propriile excremente. Dacă a scos prostii, primea prostii. Foarte bună comparația. Când da. Scoți murdării pe gură, mai ales când vorbim despre oamenii aceștia la, care au ajuns la măsura Sfinției. Despre oameni. Acum nu neapărat că era vorba de murdăria aceea. De un sfânt sau... Vedeți? Asta este frumusețea pedagogiei divine. Pentru că dacă avea inima mânjită de necurății, a ajuns să mănânce necurății. Până la urmă, știm că suntem ceea ce mâncăm. Dar iarăși frumusețea a fost... Și pentru folosul lui duhovnicesc și pentru niște concluzii extrem de importante pentru viața lui duhovnicească, că nu s-a putut vindeca de această asuprire demonică decât prin rugăciunile părintelui Macarie, adică acelui părinte pe care el îl insultase. Lucru pe care, de bună seamă, el l-a aflat ulterior. A zis, dacă nu se ruga părintele Macarie pentru tine și acum ai fi mâncat excremente. Și atunci a înțeles că e vorba despre un om sfânt, despre un om a cărui rugăciune Dumnezeu ascultă și demonul se înfricoșează. Și pleacă. Și de unde până atunci îl insulta, există și în rândul sfinților mici animozități, invidii, care mai... Sunt oameni. Sunt oameni. În care mai pe desăvârșire fiecare în parte. Da. Pe o treaptă superioară, da, în urcușul acesta duhovnicesc, în sfârșit... Iată cum pedagogia divină pune pace și armonie între acești oameni cu ajutorul demonului. Aceasta trebuie precizat. Demonul este instrumentul divin, nu, în aceste situații. În aceste situații, da. În care lucrurile sunt aduse până la urmă în armonie. Din aceste exemple se înțelege că nu trebuie să-i disprețuim ori să-i ocolim pe cei pe care vedem dați duhurilor necurate pentru a fi vindecați de unele imperfecțiuni, ori pentru a fi puși la încercare ca în cazul dreptului Iov. Sau și celelalte două exemple, până la urmă, da. Aceasta este expunerea și prezentarea părintelui Serenus. Lămuritoare. Lămuritoare pentru noi, pentru mine. Eu n-aș mai fi ridicat niciun semn de întrebare, dar Sfântul Ioan Casian este iscoditor. Sfântul... Da, iscodirea asta lui a produs aceste Sfântul Ioan rămâri. Casian, să zicem așa, rupe granițele, vrea să lumineze toate aspectele existenței duhovnicești și își pune întrebarea până la urmă foarte justificată. De ce? Cum se face că acești oameni sunt disprețuiți și urâți de cei mai mulți dintre noi, iar preoții, în mare parte dintre ei, îi țin departe de Sfânta Împărtășanie, zicând că este scris în Scriptură, nu aruncați mărgăritarele voastre porcilor, cunoaștem acest text, sau un alt text, nu aruncați, să nu dați câinilor ceea ce este sfânt. Aici era problema, că îi vedem câini sau porci, deși ei nu sunt câini, nu sunt porci, sunt oameni încercați, sunt oameni încercați. Oamenii sub acest chin, oameni nefericiți până la urmă, au asupriți în cuptor de demon. Și răspunsul părintelui Serenus, nu știu, pe mine m-a uns pe inimă, sunt două răspunsuri pe care le-a dat. Dacă vom avea credință că toate se fac cu îngăduința lui Dumnezeu, deci vedeți ce perspectivă. Cu minte, ăla, nu, liniștit. Da, nu. Ăla nu este demonizat, n-a intrat dracul în el... Pentru că e un ticălos și un nemernic și un, da. Da, un paria. Și l-am expediat în iad, îl scoatem din comunitatea noastră. Nu, s-a întâmplat lucrul acesta pentru că Dumnezeu a îngăduit, iar în pedagogia divină știe Dumnezeu de ce. Și dacă avem această concepție, această judecată dreaptă, spune părintele Serenus, nu numai că nu-i vom disprețui pe acei semeni ai noștri chinuiți de demon, dimpotrivă, vom simți nevoia să ne rugăm neîncetat pentru ei. De ce? Pentru că ei fac parte din comunitatea noastră. Și vine aici Părintele Serenus cu acel argument al Sfântului Apostol Pavel, dacă suferă un mădular, suferă împreună cu el toate mădularele. El este un mădular din trupul acesta din care facem și noi parte și al cărui cap este însuși Mântuitorul Iisus Hristos.
Ei, vedeți ce perspectivă cu totul și cu totul diferită față de felul și al meu, poate, și al multora dintre creștini, al meu până în ziua de astăzi, până am citit acest text, de a privi fenomenul de demonizare și de a-i privi pe oamenii care pătimesc posesiunea demonică. Dintr-o dată s-au limpezit lucrurile și inima s-a deschis către acești oameni ca și cum ar suferi în ultimă instanță de oricare altă boală gravă. Da, dar au suferit. Aici e problema, că apropo de suferință, am mai discutat, mi se pare, acest lucru, nu? Și am făcut trimitere la faptul că cei demonizați, dacă se știa despre cineva că a murit în chinurile acestea ale demonizării și nu aveau morminte de mucenici sau de sfinți, nu aveau moaște peste care să săvârșească Sfânta Liturghie, pentru că au suferit cu mult mai mult suferință care i-a înnobilat înaintea lui Dumnezeu, creștinii din primele secole săvârșeau liturghia pe mormintele celor care fuseseră îndrăciți. Iată cum perspectiva era destul de clară, cel puțin în biserica primară, asupra fenomenului acesta al îndrăcirii. Nu erau desconsiderați, ci erau cu mult considerați pentru chinul Erau lor. puși în rândul mucenicilor. În rândul mucenicilor, da. Cât despre Sfânta Împărtășanie, deci vedeți, sesizarea Sfântului Ioan Casian, de ce unii preoți îi țin departe de Sfânta Împărtășanie zicând că să nu dăm mărgăritarele porcilor sau să nu dați câinilor ceea ce este sfânt? Răspunsul Părintelui Serenus, cât despre Sfânta Împărtășanie, eu nu mi-amintesc să fi fost interzisă vreodată dimpotrivă. Se socotea de către cei bătrâni că ea trebuie să le fie dată zilnic acestor oameni care suferă de posesiune demonică. Iar cei care opresc de la Sfânta Împărtășanie au înțeles greșit cuvintele Evangheliei să nu dați câinilor ceea ce este sfânt. Pentru că Sfânta Împărtășanie nu are menirea de a hrăni pe om cum Cu orice altă te hrană. hrănești cu oricare altă hrană, ci rolul lui este cu totul și cu totul superior oricăreia dintre mâncările. Menirea nefiind nutriția trupului, ci Și sfințirea. dimpotrivă, zice, scopul ei este de a purifica și de a păzi trupul și sufletul de aceste influențe demonice. Acesta este scopul Sfintei Împărtășanii. Când oamenii primesc Sfânta Împărtășanie, aceasta este ca un foc care arde și adlungă duhurile necurate din trupul și din sufletele lor. Acesta este rolul Sfintei Împărtășanii. Și după aia vine cu un exemplu. Am văzut că în acest chip a fost vindecat de curând. Deci un exemplu proaspăt, foarte apropiat de momentul în care Sfântul Ioan Casian are dialogul cu Cu Părintele părintele Serenus, Serenus. Părintele Andronic. Deci, iată un alt părinte, pe lângă cei doi, Moise și Paul, Părintele Andronic, Andronii, care care și a el fost și el îndrăcit și asuprit de demon și s-a vindecat prin împărtășire de asta. zilnică și spune ca mulți alții adaugă. Deci Părintele Au fost Andronic și și alții. alți mulți din acea pustie. Ori noi când aflăm despre părinți de la mănăstire care pătimesc de această boală a demonizării, ne smintim foarte mulți dintre noi. Iată că în pustia Egiptului era un loc comun. Era o întâmplare comună, toți puneau osul la rugăciune, îi aduceau la împărtășit și astfel îi vindeca. Nu știm pe câți dintre ei îi lăsa Dumnezeu în stăpânirea demonului, tocmai ca să-și curețe anumite impurități ale sufletului sau ale trupului. Nu știm procentul, dar iată că într-un simplu dialog sunt menționați trei și mulți alții. Iov, întâi de toate și Nu, după cei trei, mulți da. alții din pustia Egiptului. Ce înțelegem din acest răspuns al Părintelui Serenus? Că și părinții pustiei puteau să pătimească demonizarea, În primul deși rând, se rugau în fiecare zi, posteau, țineau toată rândeala, nu mergeau la biserică, nu se greșeau cu împărtășeau, ceva nu? Poate anume. nu greșeau, aveau mici abateri, să le numim așa. Așa le numim noi. Da. Dar bine, bănuiesc că comparativ cu greșelile pe care le facem noi, erau nesemnificative, le vedeai la microscop, la un microscop de mare precizie. Pe de altă parte,
Cel mai puternic remediu împotriva duhurilor care îi asupreau era Sfânta Împărtășanie pe care o luau zilnic. Zilnic. Iată, asta era practica secolului 4 când vorbim despre atacuri demonice, despre confruntări între creștini și... Despre îndreptarea călugărilor. De exemplu, împărtășeau zilnic. Bănuiesc, e vorba de călugări. Remediu, da. Dacă avea un, să zicem, un coșmar, un vis urât, dacă avea un atac de, să spunem, legat de patima desfrânării sau lăcomie pântecelui. Urgent. Urgent se duceau la spovedit și la împărtășit. Nu stăteau să lupte ca vitejii, pentru că principiul este foarte clar, enunțat de însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Fără mine nu puteți face nimic. Nu te poți să pui, tu om fiind, să te pui în război deschis cu duhurile întunericului, pentru că n-ai nicio șansă dacă nu-L iei aliat pe Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Nu în mod poetic, vai, cât de creștin eu și Hristos, cât de mult te iubesc eu, Doamne. Unirea este concretă în Sfânta Împărtășanie. Ai refuzat în Sfânta Împărtășanie înseamnă că ai refuzat protecția aceasta divină. Aceasta era gândirea părinților, care s-a perpetuat în concepția bisericii și iată găsim în canoanele, colecția de canoane a Bisericii Ortodoxe, un canon al Sfântului Timotei al Alexandriei, în întrebarea a treia, care sună așa: dacă oricine, fiind credincios, se îndrăcește, este dator să se împărtășească cu dumnezeieștile taine sau nu? Apare acest cuvânt dator, care ține de obligație, dar eu am citit acest cuvânt din două perspective, adică obligația celui ce este îndrăcit de a se împărtăși, dar și bisericii. Obligația preotului care oferă, sau biserici, preotului care oferă împărtășania, dacă este dator să-i ofere acestuia împărtășania sau nu. Eu așa înțeleg întrebarea. E o întrebare care răspunsul implică o dublă responsabilitate a celui care are nevoie de împărtășanie și a celui care oferă împărtășania. Iar răspunsul lui Timotei al Alexandriei este următorul: dacă nu descoperă, nici în alt chip nu hulește taina, să se împărtășească. Nu descoperă. Nu însă în fiecare zi, pentru că este de ajuns să se împărtășească numai duminicile. Și iată, Timotei al Alexandriei, eu am zis că este vorba despre două măsuri. Pe de parte, Părintele Serenus, când vorbește despre părinții pustiei, călugări, le recomandă împărtășania zilnică, iar Timotei al Alexandriei, care se referă la omul de rând, care poate el să păstorea potrească peste o biserică compusă și din călugări, dar mare parte erau creștini, mireni. Când e vorba despre aceștia, le spune că le este destul să se împărtășească numai duminicile. Dar eu de aici înțeleg că ceilalți, care nu erau demonizați, tot duminicile se împărtășeau. Tot duminicile în mod necesar, adică, dar cred că și la celelalte liturghii, dacă se întâmplau să fie peste săptămână. Să nu descopere taina, nici în alt chip să nu o hulească, se referă la faptul, există un comentator, Valsamon se citește, al canonelor bisericii, și spune că dacă acest credincios care s-a demonizat crede că pâinea și vinul este însuși trupul și sângele Mântuitorului, atunci putem să-l împărtășim. Preotul este dator să-l împărtășească. Dacă crede că este doar pâine și vin, simplă pâine și simplu vin, atunci să-l oprească de la împărtășanie. Am înțeles. Aceasta înseamnă să descoperirea tainei, adică să nu mai considere taina taină. O consideră așa, un fel de ritual, o anamneză, o știți? Da. O desfaci taina de învelișul ei. De esență, de fapt. De miezul ei, da? O golești de esență și rămâne pâinea și vinul. Asta, la asta se referă? Sau în alt chip să hulească taina? Nu-mi dau seama. Să scuipe, ce poate să facă ca să hulească mai taina? Mai avem foarte puțin. Vreau să vorbim totuși, apucăm până terminăm, și despre demonizarea duhovnicească, părinte. Părintele Serenus spune că cei care sunt demonizați duhovnicește, cu adevărat aceștia sunt nenorociți și vrednici de dispreț, nu cei care sunt demonizați trupește. Dacă ne putem permite să disprețuim pe vreo făptură a lui Dumnezeu în calitatea noastră de creștini.
Pentru că ei sunt cei mânjiți de toate crimele și ticăloșiile pământului, fără să se arate vreun semn la vedere, cum că ar fi stăpâniți de demoni și mai ales fără să fi trecut prin vreo încercare potrivită cu faptele lor. E bine, aceste cuvinte sunt explicate în mod magistral de profetul David. El s-a mirat la un moment dat, chiar s-a scandalizat. Că se îndreptase, își îndreptase viața, era de acum plăcut lui Dumnezeu. Scriind acestui cuvinte, am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor. Că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei. De osteneri omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți. Pe câtă vreme, zice, iar eu am zis, în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele, că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață. Adică eu drept, credincios, mă rog, și o iau peste cap. Am întâlnit, nu? Situații zi și noaptea. De creștini care ăla nu postește, nu se spovedește, nu merge duminica la biserică, nu face fapte bune și uite ce bine este. Și eu care fac și asta, și asta, și asta și uite cât pătimesc. Și mă frământam, spune el, să pricep această taină, până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. De fapt, care e sfârșitul? Pedeapsa lor va fi veșnică. Dumnezeu nu mai stă să-și bată capul cu mici pedagogii, pentru că nu merită vindecare ușoară în această viață. Aceasta este concluzia Părintelui Serenus. Deci nu merită vindecare ușoară în această viață prin încercări, ispite sau chiar demonizări trupești, cei a căror inima este împietrită și nepocăită. Oricât ai face, orice, ei să rămân la că, fel. Să înțelegem că, de fapt, demonizarea trupească poate să fie o alegere a lui Dumnezeu pentru curățire. Indiscutabil. Iar demonizarea duhovnicească aparține, este alegerea, este opțiunea demonizatului. Motiv pentru care Dumnezeu nu intervine decât dacă respectivul din proprie inițiativă se întoarce, se căiește și se îndreaptă. Atunci este ajutat, nu? În gândirea Sfinților Părinți, omul nu este autonom. El ori funcționează, ca să mă exprim așa, sub influența harului lui Dumnezeu, dar ori are voință liberă. Ori se manifestă sub influență demonică. Orice rău pe care îl săvârșește omul, îl săvârșește sub influența demonică cu care intră în dialog și pe care o acceptă, o îmbrățișează ca acceptul fiind, ce ține de ca fiind propria manifestare a voinței sale libere. Da. Deci tot ceea ce facem bine, facem cu ajutorul Harului Dumnezeu și tot ceea ce facem rău, facem cu ajutorul celuilalt, asta nefrătatului. Ne smerim și nu spunem că cele bune le-am făcut noi. Nu? Asta este gândirea și mărturisirea Sfinților Părinți. Și dacă am făcut ceva rău, înseamnă că suntem sub influența celui rău de care trebuie să ne dezbărăm. Adică mai avem totuși libertatea de a alege, de a face schimbarea. După cum știm, au fost și alte situații de oameni care au mers multă vreme cu Dumnezeu și la final au rupt-o. Libera voință, nu? Libera voință, asta face ca, asta dă greutate responsabilității actelor umane. De aceea Sfinții Părinți... Și învitutea e și judecată, da. Întotdeauna, când vine problema, când în discuție problema binelui și a răului, fac tot ceea ce le stă în putință ca să salveze această liberă alegere a omului, pentru că altfel omul n-ar fi responsabil de faptele lui. Și atunci raiul și iadul ar fi povești. Nu s-ar justifica. Ar fi o sentință nedreaptă. Dacă eu nu sunt responsabil de ceea ce, de acțiunile mele, de dorințele mele, de sentimentele mele, chiar dacă acestea sunt de influență demonică, atunci eu sunt un automat care acționează în virtutea unor impulsuri exterioare și atunci sunt nevinovat. Da. Dacă n-ar mai fi voința liberă. Sfinții Părinți întotdeauna au apărat, când vine vorba de problema binelui și a răului, această voință liberă a omului. Suntem liberi, cu toții. Suntem liberi, măcar sufletul, să ne-l păstrăm curat și, exersând binele, reușim, indiferent ce s-ar întâmpla cu trupul nostru, care îmbătrânește, care din când în când se mai îmbolnăvește, practicând din când în când măcar
un post nu doar de mâncare, ci și de păcate, cu adevărat un post de păcate, reușim să ajungem de fapt să străbatem drumul către înviere, nu doar către prasnicul învierii, ci cât mai cu seamă spre învierea cea de obște. Nu? Să rămână, Părinte, mulțumim mult pentru prezență. Cu drag, Părinte Ne Prim. vedem, nu? Și luna viitoare? Indiscutabil. Cu ajutorul Lui Dumnezeu, ne vedem luna viitoare cu Părintele, iar noi în zilele următoare, până vineri, de la ora 15, ca de obicei. Doamne ajută, biscă dincioși!